E de mult bani la parcă se vrea. Se filmează. Am să încerc să sus acolo, să împodobim, acolo un vârf, făceam ce vrem bani. Ca să avem un vârf mai solid. Să știți că nu-i problemă că ați luat roșu, că și eu am luat unul galben. Da? Mulțumim, domnule. Domnule, desfășurat în această sală și a însemnat mult. Se va mai întâmpla, dacă ne mai primiți, se va mai întâmpla anul viitor să mergem și în alte localități ale județului, dar când vom fi ajuns cam în toate regiunile județului, pe zonele de interes ale județului, o să reluăm după aceea obiceiul și o să ne întoarcem și la Pașcani. Noi dimineață am fost la o acțiune foarte frumoasă, la zilele deschise ale școlii speciale gimnaziale Speranța din Vale, împreună cu domnul primar, cu domnii parlamentari, cu consilieri locali. A fost un moment foarte emoționant, așa. Eu am completat ziua și cu vizita la cele trei instituții din subordinea Consiliului, Centru de Urgență, de Primire de Urgență și apoi Centru de Copii Sfântul Nicolae și Centrul Mihai Sădoveanu. Acolo primăria va sprijini foarte mult prin bidul dumneavoastră, începând de la primăvară. Și eu chiar am să vă rog pe doamnele și domnii consilieri care poate n-au ajuns pe acolo, deși poate viața v-a dus și activitatea să-i vizitați, să mergeți, pentru că cel puțin Sfântul Nicolae este zdrobitor, dacă nu ești un pic mai tare de inimă, așa. Și trebuie, evident, să sprijinim toate aceste stabilimente, pentru că aduc un pic de bucurie în viața acelor copii. În rest, pe domnul primar l-a felicitat, pe ceilalți care sunteți Nicolete Neculai pentru ziua de ieri, la mulți ani încă o dată, sper că ați fost cu minți. O să vedem pe 10 seara, să vă aducă moșul bucurii. Și nu crezând că nu ne mai vedem totuși până la sărbători, eu dați-mi voie să vă urez sărbători fericite, să vă împlinească Domnul tot ce vă doriți dumneavoastră și să ne vedem mai sănătoși, mai bucuroși, mai împliniți, da, și cu succes anul viitor. Închei prin a vă spune, venind în întâmpinarea gândurilor dumneavoastră care îngemânate în speech-ul domnului primar Cerbani, vom fi parteneri cu acțiuni egale la heliportul de la spitalul dumneavoastră. Deci eu mă implic și fără discuții jumătate din bani de noi, jumătate de primăria Pașcan și vom avea și heliportul. Dar el nefiind la stilul meu, ci la stilul domnului primar, aici va fi și viteza. Tot Consiliul Local Pașcan va fi cel care o va implementa, o va seta. Domnul primar, mulțumesc de găzduire. O să mai trec așa, când mai știu că aveți ședințe. Dacă sunt prin zonă, eu vă mai vizitez, să știți. Acum mi-ați dat un ceai, poate dați și o ta viitoare. Vă urez succes, doamnă. Dacă îmi dați voie să spun ceva, având în vedere că sunt băcanul de vârstă al Consiliului Local. Domnule președinte, sper că... Domnule, n-aș fi zis, felicitări! Da. Noi ne bucurăm foarte mult că sunteți aproape de noi. Ați mulțumit pentru găzduire. A fost o onoare pentru noi să desfășurați lucrările ședinței de Consiliu în cadrul locației prezente. Și vreau să vă spun că cu siguranță ne veți avea în vedere, așa cum vă cunoaștem noi, și veți avea în vedere și sprijinul și simpatia față de dumneavoastră, care au fost dovedite față de dumneavoastră prin voturile care s-au manifestat. Dar nu numai asta, cu siguranță, văzând cât de des veniți la noi și cât de aproape sunteți de probleme, noi vă mulțumim anticipat, știind că
măcar veți fi, dacă nu în totalitate, 50-50 la anumite finanțări. Privind realizări... Sigur că nu. Da. Dar știți cum e? Atunci e gratis, nici nu simte lumea. Da. Dar dacă... Da, e efortul comun, într-adevăr. Dar dacă toți avem o implicare, atunci și șansa ai de succes e mai mare. Și curajul crește când se vede că ești ajutat. Așa e. Care eu vă mulțumesc și vă doresc un an nou, plin de împliniri. Iar înainte de anul nou, succes pe 9 acum. Deci să sărbătorim pe 10. Sigur. Da. Am smuls promisiunea de a ne ajuta cu fonduri pentru Spitalul Municipal. Uitați că suntem la al doilea parteneriat cu Consiliul Județean, Centrul Social din Vale. Sperăm în cel mai târziu, în aprilie, să încheiem contractul de lucrări. Spitalul și sunt convins că și în continuare vom găsi soluții de a rezolva astfel de parteneriate. Și catedrala vă mai avea, dar anul viitor. Sigur. Începutul este promițător și am încrederea că domnul președinte va fi alături de noi în continuare pe parcursul mandatului și nu numai. Vă mulțumim, vă urăm la mulți ani dumneavoastră, la toți cei din Consiliul Județean și să ne vedem sănătoși. Mare drag!